respectivă. Și așa a dus microbul de dizenterie și la fermă. Așa că în ziua următoare a venit din nou cineva de la fermă și mi-a zis, vino și la noi la fermă. Și de ce aveți nevoie de mine? Pentru că toți de acolo suntem cu diaree. Și cel mai rău, care nu-mi permitea nici să deschid gura despre venirea vizibilă a Domnului Hristos, cum spune Biblia, vizibilă, glorioasă, pe norii cerului și așa, nici nu-mi permitea să deschid gura, cel mai rău era cel care conducea ferma, nu era proprietarul fermei, dar mai marele peste toți angajații de la fermă era acesta. Și când am ajuns la fermă, m-am așezat liniștit, știind că trebuie să apară de undeva acest șef, și a apărut dintr-o cameră din stânga, a apărut susținând o soția de braț, se vedea că soția era bolnavă de dizenterie, ca să o ducă la WC-ul. Era WC-ul mai undeva mai departe, așa. M-a privit cu ură și în momentul acela simțeam că mă urăște. Dar n-avea ce să fac, așa că atunci când a trecut prin fața mea, mi-a zis, am nevoie să-mi dai medicamentul ăsta de care am auzit, pentru că soția mea va muri, sigur. Uite, o duc de 3 zile la... Nu, de 2 zile la... Era... Vorbesc eu prostii, deci... Suntem în a treia zi de când este bolnavă. Mă înțelegeți? Atunci era în a treia zi. Era... Sper că înțeleg. Suntem în a treia zi de suferință și trebuie să o duc acolo și nu pot să fac nimic altceva decât să o duc până acolo. Nu, ea gătea mâncarea așa cum ne facem noi mâncarea și e un dezastru mâncarea pe care o facem noi. La viața e imposibil acum. Bine am zis, te ajut. A dus-o pe soția lui la WC-ul, a întors-o, a pus-o în cameră, i-a pregătit medicamentul să-i dea soției lui și când a luat medicamentul de la mine pentru soția lui, s-a plecat așa spre mine și am simțit aceeași ură în privirea lui. Nici atunci nu vrea să se împlânzească. Poate altă dată fratele pastor o să vă povestească ce este cu această vorbire în limbi. Să vă ferească Dumnezeu să pățiți așa ceva. Deci când s-a plecat spre mine, am simțit aceeași ură diabolică în privirea lui. Și știam că Dumnezeu, cu 4 zile în urmă, o pusese pe doamna Cati să-mi dea medicamentele și mă inspirase pe mine să le iau. Așa că i-am zâmbit liniștit și fericit că a ajuns în situația aceasta să aibă nevoie de Dumnezeu cel adevărat. Și i-am dat medicamentul. S-a dus la soția lui și apoi eu, că aveam nevoie de miere, am plecat cu încă doi să scoatem noaptea, dintr-o scorpulă de copac, miere. Am ajuns înapoi la 10:30 după ce am scos mierea și am dus să vedem ce mai face soția lui. Am bătut la ușă și a ieșit soția lui. Surpriză, nu? Soția lui luase două porții de medicament și se vindecase. Și l-am întrebat, unde e șeful? Și a zis, este în pat. Este bolnav de diabet. Și așa că am făcut evangelizare cu el la mijlocul nopții și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Proclamați pentru
cel slăvit la tot ce ce l-au dorit, orice suflet credincios luminează prin Hristos, orice suflet credincios luminează prin Hristos. Doamne, ție ne închinăm și-n credință te așteptăm, să te arăți ca împărat, ca să-ți iei al tău regat. Să ne ajungi să biruim, să putem să te primim, Osana în ceruri sus, prea mărire scump Iisus, Osana în ceruri sus, prea mărire scump Iisus. Amin. Amin. După ce am văzut la întâlnirile anterioare, adevărul din crezul creștin despre existența lui Dumnezeu, despre personalitatea Domnului Iisus Hristos și lucrarea minunată pe care dânsul a făcut-o și o face în continuare pentru noi, vrem în continuare să mergem și să studiem ce ne spune crezul creștin mai departe. Adevăruri mari din Cuvântul lui Dumnezeu. Deși ne apropiem de Paște, în studiul nostru acum, suntem la capitolul Nașterea Domnului, întruparea ca om a lui Dumnezeu. Marea taină a mântuirii. A fost nevoie ca omul să, pentru ca omul să fie salvat, Dumnezeu să vină lângă el. Pentru ca omul să poată fi scăpat din întunericul în care a căzut, a fost nevoie ca Dumnezeu să ia corp omenesc și să trăiască lângă om viața omului. Suntem obișnuiți cu povești despre magii de la răsărit. De asemenea, despre păstorii de pe dealurile Betleemului, tablouri frumoase, dar cât o fi fost de frumoase și de mărețe în realitate, când cerul a anunțat evenimentul care a uimit Universul, gloria adusă de Univers Domnului la nașterea Lui, nu va fi depășită decât de gloria care va însoți prin toți Îngerii lui Dumnezeu a doua sa venire. Dincolo însă de aceste istorisiri încântătoare, există marele adevăr al pruncului Dumnezeu născut într-un loc atât de umil. Dacă Iisus venea ca Domn și era o umilire fără seamă, dacă Iisus venea ca om în Eden, și era o umilire El ca Dumnezeu. Dar gândiți-vă că a venit a 4.000 de ani de istorie pământească, de degradarea omului, și a venit ca un prunc. Neajutorat. A treia afirmație a crezului spune spre Iisus Hristos, ideea care am văzut-o rândul trecut, El, Iisus, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Adevăr, grezi, adevăr, biblic. Așa s-a întâmplat. Minunea minunilor. Prin Duhul Sfânt, Fecioara Maria
a zămislit omul Dumnezeu. Cum s-a realizat acest lucru, nu se poate cunoaște nici în veșnicie, taina transformării, taina întrupării. Pentru că atât de multe lucruri în jurul nostru nu se pot cunoaște. Cum a apărut la glasul lui Dumnezeu pământul? Cum la cuvântul său apele s-au umplut de vețuitoare, aerul de păsări, pământul de animale, puterea creatoare a lui Dumnezeu.